Vreau să vă întreb ceva. Pot să vă mai întreb ceva aici, așa, în zonă, prima dată, eu am crezut că o să facă minuni, dar nu a făcut nimic. Da, perfect. Și l-am susținut eu personal, m-am dus din casă în casă, în localitatea Măru, și am adunat semnături, în jur de 362 de semnături, care le are și dânsul acolo la el. Și el... nu-i nimic, asta e viața. Asta e viața, nu avem ce face, adică nu ne putem râde unii de alții. Ai stat atâția ani, n-ai făcut nimic, acum ce vrei? Deci iară face bine pentru cara. Ce să facă bine? Și astea semnăturile, nu știu, uitați și tabelul, că eu am făcut, parcă aș fi știut. Deci parcă aș fi știut că ce se întâmplă. Am și tabelul ca... Dar sigur că da, sigur că da. Fără probe nimica nu face. Deci fără probe nimica nu se face. Da. Nu știu asta dacă e bine că să spun piață, că nu știu ce, dar nu văd cu nimica, deci văd că numai uscra mea, deci care are un copil cu handicap și ăsta. Și ăsta dosarul care, deci dosarele care mi le-au făcut, deci, na, eu acum... Spuneți-ne, vă rog, văd o grămadă de dosare, despre ce e vorba, ce e cu ele? Este vorba despre domnul președinte a Consiliului Județean, este vorba de abuzurile care se fac la noi, la primărie, la Zăvoi, este vorba, deci, cum tâlhăresc ei lumea, deci cu foarte mult tact. Deci ei au crezut că nu mai știe nimeni nimica, nu mai se găsește absolut nimica. La mine au venit în 2022, undeva luna iulie, dacă rețin bine minte, a venit primarul comunei Zăvoi și a apelat la Cârdei Iustin Dorel. Și a apelat la mine că să renunț la dosarul care îl am pe rol cu Dunca Imobiliare și la dosarul cu domnul Schelianu. Și nimic până acum. Nimic până în prezent, deci niciun fel de răspuns, nimic, niciun fel de răspuns n-am primit. Spuneți-mi, în ce relație sunteți cu domnul Dunca? Suntem, deci eu nu am nimic cu dânsul, doar că terenul fiind furat de la Cuscrimei fiind o familie necăjită, deci o femeie văduvă și cu un copil cu handicap grav, terenul a ajuns la dânsul. Eu l-am anunțat pe dânsul, am avut întâlnire că terenul e furat și a ajuns la dânsul, doar că eu nu am știut ce documente a semnat dânsul înainte și... Așa au rămas că prima întâlnire am avut-o pe Muntele Mic, la Ceainărie, a doua pe Muntele Mic, la Ceainărie, iar a treia întâlnire am avut-o la fața locului, la care am sperat că-l duc și pe cuscru meu acolo, poate îl sensibilizez, zic că să înțeleagă că de la cine a ajuns terenul la dânsul. Doar că dânsul n-a băgat în seamă nimica. Ăsta e binele care vrea să-l facă. Eu spus la inginerul ăla care a fost la fața locului, dar se poate, dă-i drumul înainte. Deci exact așa a făcut dânsul. Iar a patra întâlnire am avut-o cu dânsul înainte de alegeri la aeroport la Caransebeș. Atunci am zis să-i duc hotărârea judecătorească, să-i duc toate documentele acolo la care nu am fost băgat în seamă. Nu are ce să discute cu mine, el l-a cumpărat cinstit. Eu pot să-i dovedesc cât de cinstit l-a cumpărat terenul și cum a ajuns. Cu domnii din primărie de la noi, cheia principală care este Mihuț Firus, juristul primăriei, altă persoană, Beca Călina, care e la registrul agricol, inspectoare șefă, și cu cadastru, BCPI, OCPI, deci toată lumea în echipă, deci s-au pus că să tâlhărească lumea în zona la noi. De ce vă bazați că spuneți asta? Am documentele clare, oricând și la orice oră dau socoată în fața, deci legii dau în fața oricui socoată. Vă asumați? Mi-asum, bineînțeles, nimeni nu, mai bine decât mine, nu cunoaște dosarul ăsta. Nu numai ăsta, am o grămadă prin care primarul, în momentul când m-a cerut că să renunț la dosarele astea sunt dosare. Înțeleg că s-a făcut trafic de influență, vi s-a cerut?
Bineînțeles, bineînțeles. M-a cerut că să renunț la dosarul ăsta și cu domnul Scheleanu. Cine este domnul Scheleanu? Domnul Dunca, știm cine este. Cine este domnul Scheleanu? E tata doamnei deputate. Fost, nu știu dacă mai este deputată, deci Scheleanu... Deci tot afaceri politice aș putea... Sigur că da, sigur că da, sigur că da. Aici așa am documentul cum... Dânșii m-au făcut și plângere penală, au făcut împotriva ta și pentru că m-am făcut gardul aici așa. Deci, telespectatorii, este vorba de un teren de 6.000 de metri pătrați care a aparținut rudei dumneavoastră. Domnul Dunca, prin anumite acte sau prin diferite manevre, cum spuneți dumneavoastră, cum ați declarat, cu ajutorul primăriei, cheia deci de acolo... Și domnul primar e tăinuitor, că el știe, că eu m-am dus la domnul primar. Domnul primar, și dumneata l-ai participat aici așa, la care el m-a spus, nu-i semnătura mea. Și așa am reușit să găsesc, am scos certificatul fiscal și alu Dunca, am scos certificatul fiscal și alu Cuscra mea. Și dacă facem comparat, prin documentele care sunt, schița asta e exact simularea ce s-a întâmplat, deci cu furătura. Cum s-a făcut furătura, dacă vreți și se poate, deci o să vă dau la dumneavoastră, de schița cu simularea făcută. Mi-asum toată responsabilitatea. Aici așa am exact combinațiile care l-au făcut în legătură cu furătura de teren al lui Dunca, care a făcut-o cu cuscrii mei, cu BCPI-ul, OCPI-ul, deci ca da. De ce? Pentru că aici așa vedem exact, e numărul actul administrativ al lui Cuscra și cu al lui Ionescu alalt, 14.087, din 26.06.2017, înțelegeți, de la BCPI, care s-o dat, am pus eu 3 de semnul întrebării, așa, CF-ule, nu mai contează, hai să trecem direct, că să vă arăt aici așa. E vorba... La domnul Dunca, astea sunt documentele. Actul administrativ 14.087 din 26.06.2017. Oare să fie simplă coincidență sau e furt calificat? E furt calificat, eu așa. E un abuz și furt calificat. Care se vede. Așa. Aveți-mi pe o schiță acum despre ce este vorba. Așa. Schiță. S-au făcut două extrase de carte, carte funciară. Așa se extrasul de plan cadastral. Prima dată s-a împărțit terenul pe lungime, s-au făcut două parcele, pentru că a avut parte și extratabular, deci cuscra mea. Și atunci prima dată s-a împărțit pe lungime, ăsta lia terenul și l-aripește la domnul Dunca, iar a doua... Care este terenul domnului Dunca? Ăsta e terenul numărul 33079. Ăsta e terenul domnului Dunca. Da. Ăsta e terenul cuscrei dumneavoastră. Ăsta e terenul cuscrei mele, dar mai trebuie o parcelă să fie aici, pentru că el are 46 de metri, conform hotărârii judecătorești, partea de către lac, iar partea de sus în jur de 38 de metri. Are partea de sus. Ăsta e unul din extrasul de plan cadastral care s-a făcut în 2017 pe lungime, îl alipește la Dunca, iar după aceea, tot cu aceeași suprafață, e extrasul de plan cadastral care îl împarte, de se vede că e pictat aici așa, de alte parcere. Sigur că da, sigur că da, din care din ăsta a rămas din planul ăsta cadastral cu scra mea doar cu 1000 de metri din tot terenul. Din 6.000 a rămas cu 1000 de metri. Deci, da, tot acesta a fost al cuscrei dumneavoastră. Exact. Da. Nu cu bucățica asta, din asta jumătate. Din 34.018, doar cu jumătate. Și mai exact, am înțeles, am exact cum e aici, așa, vedeți că pe simulare, eu am scris aici, exact cu asta au rămas, cu altceva nimica. Am înțeles. Și alte abuzuri care se fac la noi la... Terenul ăsta era al cuscrei dumneavoastră. Terenul ăsta... În 2017, cuscra mea a avut o suprafață de 6.000 de metri. În 2017 se fură din teren 4.316 metri prima dată și după aceea iară încă altă tură, deci cu partea cealaltă care a mai avut cotă de teren. Se fură terenul și se alipește la SC Dunca Imobiliare.
Am înțeles. Deci din 6.000 de metri pătrați, da, cusca dumneavoastră mi-a rămas cu 1.000. Exact. Sunteți în judecat în acest moment, ați ajuns până la Curtea de Apel de la Timișoara, da, ați și pe civil și pe penal, da. Așa, da? Și ce așteptați în acest moment? O rezoluție sau... Aștept că să-mi dea dosarul, că să-l văd de la Timișoara, să rezolve, să facă o mișcare. Văd că convins că, de fapt, cineva încearcă să obstrucționeze. Deci... stopează dosarul. E stopat dosarul acolo. Deci, deocamdată, e stopat dosarul. Deci, nu se mișcă nimica. În plus de aia, la Caransebeș, deci dosarul care era pe civil, acolo iar au încercat că să mă păcălească mereu. Ba cu una, ba cu alta și eu le-am depus... documentele clare din 1874, deci chiar cum au devenit ei proprietari, deci cu măsurătorile clare, deci nu se deci poate toate pierde documentația. Toate documentația, deci bun, o am așa. Lucrat tot terenul, tot l-am lucrat tot noi. Da, de, când am fost eu mică, iaca până am 62 de ani, tot noi l-am lucrat. L-am... Da, de la cu părinții mei, Dumnezeu să ierte că i-a murit, cu bunicii mei, acolo am lucrat. Cum v-ați trezit fără pământ? Păi așa bine, dacă nu era cu scru, noi... Noi ce să facem? Noi, eu cu copilul, că eu mi-s singura, am rămas de ani de zile fără soț și copilul cu handicap și... Așa, dacă nu... A profitat de situația dumneavoastră și a încercat să vi se pune terenul. Da. Am înțeles. Finalizarea furtului s-a întâmplat în 2019, când vine cuscra mea la mine și cuscra ce s-a împărțit terenul. Ea nu a știut deloc. Și atunci m-am uitat atent pe acte, eu din prima când m-am uitat pe extrasul DCP-ul care a văzut, care a venit, care l-a primit, am văzut clar că ce s-a întâmplat, că suprafața la Dunca e mărită. Deci, în loc să aibă suprafața cum trebuie, suprafața la Dunca e mărită. Dacă e nevoie că să arăt, deci doar scurt asta, că ei se contrazic și poate pe iuși. 0,79 e CP-ul ăla. Am înțeles. Deci el a plecat de fapt atât și acum are atât. Exact. Cu terenul, că tot de la Cuscru ne-a informat că s-a furat, că a câștigat bunica mea în proces cu Pionescu Ionașcu, suprafața care a fost și în 2017 o afla Cuscru că l-era furat și din care a fost aia 6.000, a rămas cu nici 1.000 de metri. Cât e un metru de teren acolo? Pe în jur de 40-50 de euro. Un metru pătrat, da. Cum vă numiți? Lugojenel Mihai. Dumneavoastră cum vă numiți? Arbulescu Ana. Zona, deci eu am specificat și pe el. Asta important, că aici se vede curătura, deci făcută, și asta cu coordonatele. Deci, da, am înțeles, da? Legate de... Sigur că da. Asta e cu pontonul, deci unde am eu, deci am hotărârea aia răjudecătorească, asta e foarte important. Să vă spun ceva. De fapt, e interesul ca să fie pe marginea barajului, să ai acces la apă. Da. Păi ori vrut să mă mute, domnii. Inclusiv ăștia care au venit cu cadastru acum, ori încerca să mă mute de acolo. Interesant. Eu am la ponton acolo, unde am pontonul, am 3 ID-uri și 3 sectoare cadastrale. Deci sănătate vă doresc. 3 ID-uri și 3 sectoare cadastrale. Deci abuziv s-o băga cu japca, doar că sunt și acolo, stau bine. Deci unde sunt cu dosarul, eu cred că o să se informa foarte bine și am documentele toate. Deci am hotărârea judecătorească care, dacă vreți, asta... Nu, vreau.
Adică ei, terenul meu, da, până bun. După calea ferată. Am și o hotărâre judecătorească. Și acolo, până în grajdul ăla, acum m-au făcut repoziționare. O încercat să-mi... Ăla a fost terenul pe care mi l-au împrejmuit. De cineva mi l-au împrejmuit, deci tot de la ei, de la primărie, le-o... până în partea aia, gardul ăla ai făcut acum. Deci aici așa am actele din cadastru, de deci se vede clar deci care-i parcela. Deci aici așa și până în grajdul ăla, acolo în partea aia. Aici ce-au făcut? Am văzut actele, ne-ați povestit, acum suntem la fața locului. Ce se dorește de fapt? Se dorește PROCAD-ul, primăria Zevoi, cu OCPI-ul, BCPI-ul. Concret, ce se dorește acum? Să-mi ia terenul de lângă apă, deci să mă mute undeva mai în sus. Deci asta intenționează, deci... Adică să vă opresc accesul urmează la apă, să ajungă alții. Să ajungă alții la apă, deci asta e intenția. Alții fiind, primăriază voi, deci PROCAD-ul, deci toată echipa asta. Deci toată echipa, nu știu care mai sunt, că ei sunt în echipă. Deci, acum totul ce e aici al dumneavoastră. Exact, exact, exact. Am documente, am extras DCF-ul, am toate documentele. Deci cum trebuie, schiță, tot. Și ei vor de fapt să înjumătățească. Ei vrea să mă scoată de acolo de la lac și să mă trimite undeva mai sus, la plimbare. Tarul din partea cealaltă iară vine către pârâu, că nu știu ce zic el, doar că eu am documentele, am toate schițele clare. Am înțeles. Deci dumneavoastră aveți terenul în acest moment până în apă. Exact. Și vor să ajungă aici. Până în calea ferată și ei vreau să ajungă aici. Iar în partea cealaltă iară mă strâmtorează, deci până aici așa am numere, deci atât. Am înțeles. Da, să spui suprafața până la apă îs da. Un hectar. Nu mai cam, aia am luat cu da. Hai mai. Într-adevăr, eu luat din noi până în Luciu Apei, s-a dus cu terenul în sus, da? Da. Vezi? Încă până în apă. Până în apă. Da, lui de până în apă. Deci, și parcela aia care a curat-o, iară... Cota de... Ce proces pentru teren? Ați intabulat pe 5.000 de metri pătrați de la
eu nu există, eu nu am niciun proces în Poiana Mărului. Dacă există procese, litigii între cei care mi-au vândut teren cu alții, dar eu am cumpărat ultimele acțiuni comerciale, acolo le-am făcut, cred că în urmă cu 15 ani, sau hai, poate nu 15, dar în urmă cu 10 ani. De 10 ani n-am mai făcut nimic, există lucruri și investiții la care am renunțat, am și lăsat banii dați ca avans la unii oameni, nu m-a interesat nimica, deci nu, astea sunt tot niște morți care încearcă să fie reînviați acum înainte de campanie.